Salutare! Azi vă prezint ceva cu totul special și mă bucur să am chiar pe artista ce creează aceste lucruri deosebite alături de mine, doamna Eliana Rus. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună seara, Ianis! Cu mult drag accept invitația ta. Suntem cu toți într-o Mulțumesc! perioadă foarte stresantă și după 2 ani de pandemie ne trezim și cu amenințare de război. Azi am ieșit de la școală foarte obosit fizic, psihic și emoțional, pentru că nu, școală, dar am hotărât să merg la bastionul croitorilor de pe strada Baba Novac, la expoziția dumneavoastră de Oshibana, Arta Florilor. Uitându-mă la tablourile dumneavoastră, am simțit cum se topește, aș putea să zic, stresul, cum mă relaxez și mă bucur doar de ce ați creat. Mă bucur mult să vorbesc cu dumneavoastră despre creațiile minunate pe care le-am văzut astăzi. Dumneavoastră, cum vă simțiți când vorbiți despre tablourile pe care le creați? Prea multe ar fi de spus, pentru că profesia mea cumva se continuă prin această învelenicire, să-i spun, pe care o am prin lucru cu plante presate. Și aici sunt multe de spus. Mi-au plăcut foarte mult copiii. Am plecat la muncă întotdeauna cu bucurie, deci într-adevăr m-am simțit bine între ei. Dar, totodată, pentru că am predat copiilor, i-am ajutat să cunoască, să înțeleagă, să iubească, să respecte natura. Era natura pentru mine e ceva special, e ceva deosebit. Iar când îmi privesc un tablou, oricare îl privesc, mă simt mulțumită, împlinită. Văd prin fragmentele pe care le-am folosit în tablou, locurile de unde le-am cules și absolut toate etapele prin care am lucrat, iar rezultatul, dacă mă mulțumește, într-adevăr e o bucurie pentru mine. Cu Da, tine am numai un înțeles. pic, mă scuzați, ca să ne Da. asigurăm că înțelegem toți despre ce vorbim. Spuneți-ne câte ceva despre ce este Oshibana. Da. Oshibana este un cuvânt din limba japoneză care, prin traducere, bana înseamnă plantă și oshi a usca. Deci plante uscate. Un termen mai cunoscut la noi, un cuvânt mai cunoscut, este ikebana. Aranjamente florale, toți japonezii sunt specialiști în ikebana. Oshibana a apărut din timpul străvechi, cu secole în urmă, în Japonia se obișnuia să se aplice flori, frunze, rămurele aduse din natură, pe diferite obiecte, din metal, din lemn, din porțelan, din sticlă, chiar și vechii samurai și pe săbii aplicau flori, frunze, le frumusețeau în ideea că natura îi va ajuta în luptă. Ei erau apropiați, sunt și azi un popor mai apropiat de natură. Și în țările asiatice, încă din timpul străvechi, se folosea aplicarea plantelor pe obiecte. Mai târziu devine artă, iar din țările asiatice se răspândește în întreaga lume. Eu am lucrat după pensiunea, după ce m-am pensionat, am lucrat neîntrerupt, întrucât am libertatea, de când sunt pensionară, să ies în natură atât cât îmi place mie. Spuneți-ne, vă rog, etapele pentru crearea unui tablou. Bun. Prima etapă este culegerea materialului vegetal. A doua etapă este prelucrarea lui, adică presarea, uscare. A treia etapă, organizarea materialului și păstrarea lui în anumite condiții. Și următoarea este plăcerea de a crea. Acest material vegetal
pe care o petală nu o folosesc întreagă, nici o frunză rar nu se folosește întreagă, se numim fragment vegetal. Aceste fragmente vegetale se lipesc cu un lipici de bază de apă, non-toxic, lavabil, acolo unde trebuie. Adică, imaginați, am spune unde voi, frunza va lua forma unui ideal, unde o altă frunză va fi ovală și așa mai departe. Și în final se obține un colaj vegetal. Dacă tot ați vorbit acum de plante, hai să vorbim un pic despre plantele pe care le folosiți. Vă culegeți singură plantele pe care le folosiți sau sunt, și sunt plante la noi care nu cresc și trebuie să le cumpărați de altundeva? Am cumpărat din piață, m-a dat din piață și de la florărie hortensie, da, dar din alte părți, dar e o plăcere să merg cu ele, iani, să ies din casă, să merg în împrejurim, să caut, să le văd, le caut și cu loc de biolog, de profesia mea am învățat, cunosc câte ceva despre plante, dar simt în natură ceva, mă duce în fiecare zi în natură și găsesc. Pentru că aici mă creează și spiritul de observație, format și în timpul cât am exersat profesia de profesor, și contează dragostea de natură și dorința de a face ceva. Da, am văzut că folosiți multe plante când vă faceți tablourile. Care este planta pe care o folosiți cel mai des sau care este cea mai folositoare și de ce? N-aș putea să spun o singură plantă, n-aș putea să spun că folosesc o singură plantă, dar destul de des folosesc petalele de trandafir din mai multe motive. Au culori foarte frumoase, spectaculoase, petalele de trandafir, au scrise povești pe ele, au culori vii, culori solare, care asigură anumite părți din tablou, îmi plac, și au și miros, și își păstrează mirosul și tablou miroase parfumat. Mai sunt și alte materiale pe care le folosesc des, sunt anumite frunze, frunze de plop alb. O frunză de plop alb are partea superioară verde sau uneori verde mai închis, aproape negru, iar spatele ei este albicioasă, gri. Norii pe care îi fac eu în tablouri sunt din frunze de plop alb culese din Dej și din Cluj, de lângă livada Palaceanu. Am văzut că aveți teme diferite, vaze de flori, aveți peisaje și portrete. Poți să vă arăt tablourile mele favorite și să-mi spuneți despre ele? Ideea de a face un tablou cu un fer mi-a venit în pădure atunci când am întâlnit și iarna, e sub zăpadă, o plantă numită cochivni sau pipăruș. Îmi plac frunzele acestei plante, seamănă foarte bine. Ele sunt miniaturale mici, dar seamănă bine cu frunza de nufăr. Și așezarea lor este chiar cum sunt așezate în cercuri aproape concentrice frunzele. Ei, de la aceste frunze, după presare și am văzut că se potrivesc pentru nufă, am început proiectul, am început tabloul cu nufă. Asta a fost începutul, dar nufărul este o plantă care îmi place mie și acasă am făcut un iaz, am pus apă, eu după priceperea mea și am plantat nufă. Și decorează frumos. Da. Acest tablou l-am făcut după o imagine pe care am văzut-o pe internet și așa mi-a plăcut și mie, atât de mult mi-a plăcut. Ei au o sărbătoare, sărbătoarea cireșilor înfloriți numită Sakura.
Ce am încercat prin acel roz, era într-o primăvară, ceva mai avansată de cum suntem noi acum. Primăvara apare rozul și verdele. Rozul ne bucură și verdele, culoarea relaxantă. Și mi-a plăcut să fac o mulțime de flori, sub care, bineînțeles, să fie două persoane care se bucură. Și așa am făcut tablou cu japonez. Și mi-a plăcut. Foarte, foarte mult mi-a plăcut ideea. Da. Așa a ieșit. Da, mă bucur că împărțim acest tablou. Ce, dacă v-ați face așa un autoportret, poate deja v-ați făcut, cine știu eu, ce plantă v-a reprezentat cel mai bine? Asta e întrebarea cea mai grea. Nu, n-aș putea să spun. Eu când vin în pădure, tot de pădure vorbesc, pentru că acolo mă simt cel mai bine, nu știu dacă mă înțelegeți. Da, 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 bineînțeles că vă înțeleg. Tot ce văd pe pământ, tot ce crește din pământ. Nu neapărat ce e frumos, eu văd frumosul altfel, naturalul. Nu știi, lichenii, orientarea lor, cum sunt așezați, cum conviețuiesc împreună. Enorm de mult îmi place. Un petă de pământ pe care crește vegetație îmi place. Nu pot să aleg, credeți-mă. Deci, acestea erau toate întrebările. Vă mulțumesc tare mult și invit toți clujenii sau cei care trec așa prin Cluj să viziteze expoziția de la Bastionul Croitorilor. Expoziția dumneavoastră este categoric in pentru mine, dar ce este o oază de liniște și de frumusețe. Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc pentru atenție. Îți mulțumesc, Mulțumesc. Și eu mă